Astăzi jucați cu Universitatea Cluj, aveți meci de seară pe Ion Oblemenco. Ce se va întâmpla cu suporterii? Cum vor fi opriți să nu intre? Mă rog, explicați-ne ce va fi de seară la meci. Nu este cazul să-i oprim, pentru că meciul se va disputa cu porțile închise, nu s-au emis bilete, deci nu avem de ce să ne facem probleme din acest punct de vedere. Din păcate, decizia asta este una care este acoperită de toată logica posibilă, având în vedere conjunctura și momentul. Este o decizie spre binele lui, o decizie care, deși produce frustrare, indignare și suferință pentru câteva mii de oameni, este o decizie care în acest moment este foarte binevenită. Deci, practic, nu va fi niciun spectator astăzi, nici măcar fanii care iubesc cu adevărat echipa sau care și-au făcut abonament? Nu aveam posibilitatea să organizăm un astfel de acces. Trebuia un nou regulament, trebuia criterii foarte bine clare și nu puteam noi să organizăm chestiunea asta într-un timp atât de scurt. Însă există pentru viitorul apropiat, nu știu dacă de la etapa următoare, când vom avea dreptul să jucăm acasă cu suporte, dar probabil că cât mai curând posibil vom încerca să adoptăm un model mult mai sănătos și de viitor, pentru că nu se mai poate continua așa. Un model în care la meciurile care le organizăm noi acasă să vină oamenii care înțeleg că lumea s-a schimbat, a evoluat și trebuie să ne comportăm convincios, să fim respectoși, să nu mai jurăm, să nu mai nici fotbaliști, nici acționari, nici adversari. E un meci de fotbal pe un stadion ultramodern, un meci care trebuie oamenii să simt să fie fericiți când la stadion, să poată să mănânce un hot dog, să bea un suc. Ar fi bine și dacă s-ar putea și o bere, dar deocamdată nu este reglementată chestia asta, deși este o scumpitenie, pentru că în toată Europa Occidentală există această practică în care la stadion este o adevărată sărbătoare și oamenii se simt bine, indiferent de rezultat. Asistă la 11 la noi, încă a rămas canibalismul ăsta și sărbăticia anilor 90, în care trebuie înjurați neapărat patronul, deci în primul rând patronul, cel puțin în cazul nostru, după aia jucătorii, dacă au o perioadă mai proastă și au ghinion, sunt înjurați, etichetați și când nu ne place antrenorul. Mergem în autocare, traim la răspundere, ne urcăm în autocarul echipei și traim la răspundere pe jucători. Mergem la aeroport, le spunem unui antrenor angajat de club că nu are ce căuta la club. Deci vă dați seama, până unde și vorbim de 2022, nu vorbim de 1997, 98, 2000, 2001. De ce? Pentru că s-a creat impresia că aici e stat fără câini și că ei pot face orice. Nu se poate face orice și totul are o limită. Deci trebuia să existe un T0 și eu cred că ăsta e cel puțin în ceea ce ne privește. Este T0 și de acum înainte o să vedeți că la noi, la stadion, nu vor mai intra astfel de indivizi sau dacă vor intra, vor pierde dreptul de a mai intra pe foarte mulți ani. Știu, există și riscul să rămânem cu foarte puțini spectatori și așa nu ne putem lăuda cu foarte mulți, însă eu cred că în timp, 1, 2, 3 ani, vom câștiga acest pariu și că vom ajunge să avem un număr important de fani care se vor simți extraordinar de bine pe arenă și vor aprecia această transformare. Deci astăzi, domnul Mititelu, tot stadionul Oblemenco de 30.000 de locuri va fi gol, nu va fi niciun suporter, pur și simplu nu va fi nimeni, meciul se va juca cu tribunele goale, 30.000 de oameni sau cât are Oblemenco, totul gol, corect? Da, 30.000 are Oblemenco, dar nu s-a umplut niciodată până acum. Ca idee să fie lucrurile clare. De stadion nu va fi gol fără niciun suporter. Ca și la pandemie, ca și cum am fi primit o sancțiune în care nu aveam dreptul să jucăm cu suporter. O să credeți că asta îi va afecta pe jucători sau jucătorii sunt afectați sau nu? Eu am vorbit cu jucătorii, am încercat și eu să-i stimulez și să le explic pe cât am putut eu. Vă dați seama că nu este ușor după aceste zile foarte urâte, după ce s-a întâmplat la Sfântul Gheorghe, pornim cu handicap, nu neapărat că
lipsesc suporterii, pentru că s-a mai jucat și pe pandemie și atunci când vrei, poți.